Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție incendiară a punctului culminant. În doar câteva momente detonez bomba serii. Veți afla cum se modifică din nou certificatul pentru accesul la muncă și mai ales când se va și adopta. Veți vedea și lista completă a noilor restricții și comentăm împreună ce au stabilit autoritățile. Se introduc noi interdicții. Cum vom mai putea merge la muncă? Aceasta este întrebarea serii. Obligativitatea testării, doamnelor și domnilor, pentru a merge la serviciu, tinde să devină o stare de fapt. Cine e vizat de testarea periodică? Sunt noi reglementări care se dezbat în interiorul guvernului, chiar și la această oră. Vor avea nevaccinații interziți la biserică? Vedem răspunsul prelaților în acest scandal național în doar câteva momente. Totodată vă prezint și condițiile pentru renunțarea la certificatul verde, pentru că așa e în țara românească. Unul le bagă, unul le scoate. Ministrul Sănătății vine cu explicațiile momentului. În același timp însă, incidența scade și o nouă întrebare a momentului este de ce se prelungesc la nesfârșit măsurile restrictive. Ce se ascunde totuși în comandamentul lui Arafat? Liderul care sfidează, mă scuzați, doamnelor și domnilor, restricțiile lui Arafat chiar de revelion. Este un lider al puterii politice, al majorității guvernamentale, doamnelor și domnilor. Vor avea acces chiar și persoanele fără vaccin la mega petrecerea de revelion pe care acesta o va organiza și pe care o popularizează enfatic. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să o prezint invitații, să le mulțumesc că sunt alături de mine în această seară și să pornim la treabă direct din tărâmul neomarxiștilor debarcat printre noi, domnul Gelu Vișan. Bună seara, domnul Vișan. Să trăiți sărbători cu bine, nu mai avem voie cu Crăciunul, nu mai avem voie cu Steaua, nu ne mai lasă Uniunea Europeană să cu Dinamo avem voie, domnul Vișan. Deranjăm. Cu Dinamo avem voie dacă nu avem cu Steaua? Nu avem voie, tot ce e legat de sărbătorile creștine, nu avem voie că deranjăm. Noi nu avem voie să spunem decât sărbători cu bine, cu brazi falși, în falș discutăm, și cu 10.000 discutăm, de euro. Domnul Vișan, discutăm, că avem tot să timpul trăiți, în această seară. Să trăiți bine, ca să citesc un contemporan de-al nostru. Împreună, după cum v-am obișnuit joi seara, sociologul neamului și analistul neamului, Marius Pieleanu și Bogdan Chiriac, din nou împreună cu noi. Bună seara, domnilor. Bună seara. Și vă mulțumesc. Adaugă, ca să fim în formulă completă. Cum, și ziaristul neamului. Exact. În partea asta e trio. Eu am spus de când am urcat în lift, o spuneți pe aia cu masca. Și la... Dar putem spune Olteanu neamului, ca să-i dăm și lui Gelu ceva. Olteanu neamului, în partea asta... Și voi doi prin adopție. Deja ați monopolizat această discuție și nu mă lăsați să prezint... Păi dacă ne-ai băgat pe toți trei aici, tu ai pretenția să mai spui ceva în emisiunea asta? Bună seara, domnului Savu, aș dori să-i spun, dacă permiteți. Cum ziceți? Să trăiți, domnul Savu, cu permisiunea invitației. Bună seara tuturor neamurilor. Uite, asta e o emisiune de neamuri, doamnelor și domnilor. Nu-ți botezuri cu metrii, poate ne facem și noi să avem un pic de succes. Până atunci însă, breaking news, să trecem la adevăratele probleme ale momentului. Certificatul verde trebuie adoptat în perioada imediat următoare, până în sărbătorile de iarnă. Este ultimatumul dat de premierul Nicolae Ciucă. La modificarea acestui act se lucrează însă de ceva vreme și, potrivit surselor, deja s-au stabilit unele noi măsuri. Cu lista completă a noilor restricții vine colega mea Diana Buzea. Bună seara, Diana, te ascult! Bună seara, bun găsit tuturor! Potrivit surselor, sunt modificări majore aduse asupra certificatului verde. Sunt amendamente dorite de PSD în ceea ce privește certificatul verde. Ei bine, în primul rând să se numească certificat Stop COVID-19 în loc de certificat verde. Ei bine, angajatorii din sectorul public și privat au obligația de a solicita fiecărui angajat certificatul în cazul unei creșteri a ratei de infectare înregistrată pe parcursul al 3 săptămâni consecutive. Analiza se va face de către INSP în fiecare zi de luni pentru săptămâna anterioară. Un alt amendament, certificatul să fie necesar la 72 de ore de când e îndeplinită condiția de creștere a ratei de infectare, trebuie să crească incidența cu 1,5 în fiecare săptămână, iată, pentru ca certificatul verde să fie adoptat în acea săptămână. Se scoate și necesitatea certificatului după constatarea îndeplinirii mai multor criterii, de exemplu, incidența să fie mai mică de
unul la mie. În plus, cei de la PSD își doresc și o testare gratuită pentru medici. Iată, sunt informații complet noi, informații obținute pe surse în ceea ce privește modificările la certificatul verde, care, atenție, de acum înainte s-ar putea numi certificat Stop COVID-19. Asta e, mulțumesc mult, Diana. Domnul Chiriac, de la denumire ne luasem, restul le rezolvasem pe toate, nu se mai cheamă verde, se cheamă Stop COVID, acum o să fie o mare armonie și toată lumea o să aplaude adoptarea. Bă, oameni buni, dacă în toată Europa, în toată lumea asta mare, îi spune Green Pass, da. Green Pass, așa e el denumit, te întreabă la poartă, la aeroport, la unde vreți voi, Green Pass, cum îi spui în România Stop COVID și alte chestii de-astea? E ceva... Dacă toată lumea îi spune certificat verde, da, Green sună, Pass, spune și matale Green Pass. Iertați-mă, parcă e un anunț de la metrou. Nu vi se pare? Fi în zona asta, deci, zău, tot inventăm roata, tot inventăm apa caldă la robinet, tot... Ce au făcut ăia în Europa Occidentală? Hai să facem și noi aici. Și vom vedea mai departe. Domnul Pieleanu, e cam bancul ăla cu... indiferent cum ai încercat să asamblezi bicicleta, tot mitralieră iese. Până la urmă, contează fondul, contează numele, ce Dumnezeu... Că îi spunem verde, roșu, galben și albastru, sau vorba domnului Chiriac, îi găsim o altă denumire de Hollywood, să schimbă ceva fondul. Evident că fondul nu se schimbă. Pe și... care trebuie să o ai la mână ca să pătrunzi în diverse incinte, nu? Și sau nu are un format european povestea asta, adică să cheamă așa la nivel de Europa și de lume, cred. Hai să fim și noi în rândul lumii, adică păi de nu, ce da... să Stop COVID, Stop... Nu, dar noi am impresia că fugim de denumire, că urlă lumea, votați împotriva certificatului verde. Și ok, o să-i spună certificatul roșu, galben și albastru. Nu o să se schimbe și discursul celor care dar sunt alții. Dar tot cu vaccin trebuie să fim. A? Tot cu vaccin trebuie să fim. Și că e verde, și că e galben, și că e albastru. Da, asta, adică a convins între timp guvernul ăsta de coaliție populația de necesitatea vaccinării? Nu. N-a convins. Bine, nici n-a avut când să o facă, dar păi nu, oricum da. Populația e cam convinsă. Deocamdată președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discută despre obligativitatea vaccinării pe teritoriul Uniunii Europene. Da, dar v-a anunțat domnul Ciolacu aseară în această emisiune. Am văzut, domnule, dar că domnia sa personal e împotrivă. Și punct. Da, mă rog, dacă este decizia Uniunii Europene, dacă va fi o decizie a Uniunii Europene, n-ai cum să fii împotrivă. Păi, și nu, nu e nimeni nebun în parte. Păi, vrei împotrivă, dar vrei bandă la Uniunea păi. Europeană. Chiar așa, adică până la urmă, hai într-un fel și cu zecile astea de mii de morți care mor fiindcă ne opunem să ne bage chip în cap odată cu vaccinul sau alte lucruri de genul ăsta. Deci dacă o hotărâiește, Austria a hotărât în februarie, Germania vrea în aprilie. Grecia au hotărât și ei, dar numai pentru cei de peste 60 de ani, spre exemplu. Da, deci pot există hotărâ. Nuanțe, Bogdan. Da, există nuanțe. Nu poți să spui că toți o facem Otova, mai ales nu. Că de la bun început, când s-a promovat inclusiv în spațiu atât de sacru al Uniunii Europene, ideea de vaccinare colectivă, întotdeauna s-a subliniat că vaccinarea e voluntară. Acum voluntariatul se transformă cu toată dragostea în obligație. Are și lumea dreptul să se simtă înșelată. O avea dreptul, dar și zeci de mii de morți pe chestiunea asta. Zău așa, adică până la urmă trebuie să salvezi viața. Ai vaccin de un an și de când? De 2 ani de zile tot. Întâi l-au experimentat, da. Apoi l-au au date, au peste 1 miliard de oameni vaccinați, adică știi că nu are efecte secundare semnificative, deci vin cu lucruri care nu sunt aberante, că acolo decizia se mai ia și în funcție de ce spune Oxfordul, de ce spune Harvardul, de ce spune domnul adică Chiriac, niște școli mici de medicină, dar n-aș totuși, vrea, de luat în seamă. N-aș vrea să-i urc în cap, uite și mă duc la gelul, iar antivacciniștii lui Tudor Gheorghe, dar în definitiv, omul când a spus ceea ce a spus, a avut și dramul lui de dreptate. Că n-a plăcut în altelor conștiințe cum a sunat și că a sunat ușor cinic afirmația lui Tudor Gheorghe, dar până la urmă e adevărată. Fiecare e liber să moară în liniște sau nu la el acasă, dacă nu simte nevoia să apeleze la ceea ce, mă rog, noi am considerat că merită, a fi făcut respectiv vaccin. Astăzi am auzit o altă față bisericească. Știi că mă uit la România TV și atunci când... O să auzi și poziția oficială a Bisericii Ortodoxe imediat, Gelu. Dacă... Deci astăzi am auzit o altă față bisericească vorbind despre faptul că în anumite țări
eutanasia este agreată, da. Și atunci fie cine vrea să moară, să moară, cine vrea să trăiască, să trăiască. Din partea unei fețe bisericești, îți spun foarte clar la câtă teologie știu eu și nu că m-am născut la, sau în copilărie la Maglavit, pe treptele mănăstirii care se făcuse 80% de Petrache Lupu și vreo 3 luni pe an am fost acolo și bunica mea ducea duminică de duminică la biserică, îți spun că o astfel de afirmație în teologie este mai gravă decât, decât orice. Adică prelatul, doctorul, eu cu tine ca unii și cu Bogdan și cu Marius și cu cine vrei, invitații tăi, avem obligația de a spune lucruri astfel încât să prevenim moartea, să prevenim cândva. Noi ne luăm în jurăturile pentru că tocmai că nu gândim așa că fiecare are dreptul să moară, ci că statul are obligația să salveze vieți. În orice manual de situație de urgență, de neurgență, de guvernare bună rea, scrie așa, salvarea de vieți omenești sau, nu știu, prelungirea sau ce vrei a vieții este esențială. Povestea cu certificatul verde nu este despre vacciniști, antivacciniști, nu este despre nanoparticule care ne bagă dracu' ba în cap. Este și despre asta. Nu, despre asta spun unică este, pentru că e un joc la nivel mondial și manipularea este ordinară. Iar oamenii cred că n-au ce să... au ce pot să nu creadă. Dar ăștia care spun de vaccinare sunt mai slabi decât ăia care spun că vaccinarea îți bagă nanoparticule în cap. Când m-am certat astăzi și l-am blocat pe unul care, mă rog... Ai și tu multă treabă. Victor, te cezi cu lumea pe Facebook. Păi nu, da, mă, nu pe Facebook. Nu. I-a blocat telefonul, m-a sunat omul să-mi spună cum îmi bagă nanoparticule în cap. Și că eu deja mi l-a băgat deja. Deci din punctul... Păi să simte, să vede. Păi da, să vede. Victor, obligația statelor, a guvernelor, este aceea de a salva vieți. Și dacă prin vaccinare, ca să ne înțelegem, se salvează vieți... Gelul o să mă fac eu avocatul vaccinistului și o să spun că nu există dovești științifice concrete ba da. Că vaccinarea salvează vieți. Ba da. Și răspunde omul. 90% dintre decese, 90% dintre decese, deci la 1000 de decese, 900, cum au fost la noi, la 10, la 20.000 de decese, 18.000 de decese au fost ale celor care n-au vrut să se vaccineze, că le-a băgat nanoparticule în cap. 2.000 de decese au fost într-adevăr ale unor oameni care s-au vaccinat. Păi vezi? Deci, da, dar totuși, cu responsabilitatea statului... Gelule, ai făcut atâta amară de vreme comunicare și toți dintre noi știm și ne ocupăm cu meseria asta într-un fel sau în altul, fiecare după priceperea lui, că cele 2000 de morți ale oamenilor vaccinați din cei 20.000 constituie un argument absolut zdrobitor în favoarea celor care se opun vaccinării. Și dacă din alea 2000 1000 erau la ghiuvetă, și comunicare și dacă din alea 2000 1000 erau la ghiuvetă, vaccinare la ghiuvetă, că este un fenomen. Dacă și cu parcă se plimbau în barcă, gen. Păi eu spun că în România sunt peste 30.000, după calculele mele, spre 50.000 de vaccinați la ghiuvetă. Da? Da, hai, adică să rămânem, hai să rămânem în sfera cifrelor oficiale. Hai. Deci astea, 2000 față de 18.000. Cum poți să spui că 2000 de decese vaccinați sunt un argument zdrobitor să nu te vaccinezi? Da. Eu credeam că 18.000 de morți nevaccinați sunt un argument zdrobitor să te vaccinezi. Domnul Chiriac, în calitate de foști contemporan și actual contemporan cu domnul Cristoiu în perioada de vârf a domniei sale, știm amândoi că știrea care vinde este câinele care e mușcat de om și nu omul care e mușcat de câine. Una e știrea, alta e viața omului. Exact. Păi, în partea asta, deci în mod evident, vaccinul reduce semnificativ rata mortalității în COVID. Da, te-am contrazis eu pe tema asta. Eu te-am întrebat cum îi convingi pe ea, convingi la rândul lor de alții înainte că aia 2000 prevalează. Dom'le, n-am ce să conving. E vorba de educație aici, e vorba de cultură, Victor, e vorba Victor, de... Victor, înțeleg că noi trei de aici trebuie să te convingem pe tine și prin tine da, de câteva ce milioane. Stai un pic, de ce trebuie să mă convingi pe mine că eu m-am vaccinat înaintea voastră păi a tuturor cu toată dragostea? Convingem... Eu nici măcar nu vreau și nevaccinat să fii. Nu cred că e treaba noastră să te convingem, domnule. Nu ne-am propus asta noi. Păi... Să-și propună statul, nu? Păi, să-și propună Uniunea Europeană și Uniunea Europeană văd că își propune să te vaccineze obligatoriu. Pielanu, dar treaba mea nu e să te conving pe tine. Pe mine. Uite, citesc din Chiriaca din Dalai Lama. Nu ți se pare că faci tu treaba statului?
Nu. Din punctul ăsta de vedere, dacă îmi dați voie doar 10 secunde, promit 10, că nu. 20. Din punctul ăsta de vedere, nu. În sensul că noi trebuie să transmitem. De ce? Și tu trebuie. Din poziția ta de moderator trebuie? Important și cei care sunt invitații tăi și toți cei care, într-un fel sau altul, au acces la publicul larg, trebuie să transmitem ideea că singura soluție rațională pentru un om rațional de secol 21 este vaccinul, care nu este infailibil, dar care aha. mișorează semnificativ șansele domnul, de a ne îmbolnăvi și de a transmite boala. Despre asta e vorba. Pot să vă pun o întrebare ajutătoare? Te rog. Și atunci de ce mai plătim statul? Dar statul nu are obligația de a mă forma pe mine ca ființă rațională. Noi ne naștem ființe raționale, așa ne pretindem. Dar eu am obligația să-i plătesc. Statul doar mă șlefuiește prin educația pe care, mă rog, îmi dă dreptul să o fac, îmi dă prilejul să o fac. Atâta. Uite, Victor, adică, printre mesajele mă rog, care... Dar mă rog, iar e o temă care poate nu... Ceva, extrem de scurt, nu vreau să fac experiment pe corpul meu, nu mă vaccinez, punct. Acum... Convinge-l tu. Nu, eu nu vreau să-l convinc, că nu-i treaba mea să-l convinc. Treaba mea este să spun, și printre altele, inclusiv statului, că are o problemă cât foarte mare, pentru că mor 18.000, 20.000 de oameni la o lună și jumătate. Ceea ce este o cifră ca în război. Pe mine nu mă interesează că în război unii fac averi. Nu mă interesează că în război unii fură. Că unele sunt curve în război. Pe mine mă interesează să nu pierd vieți. Nu mă interesează. Asta este treaba mea. Cu toată dragostea, gelul ăsta trebuie să fie treaba statului, nu treaba ta. A societății în general, că dacă eu văd pe unul care cade pe stradă, am două opțiuni. Să trec peste el, cum s-au dus idioti unii de la întorsura și au votat acum 8 ani de zile, trecând peste mort, că le dădea un primar 550 de lei la mașină și treceau peste morți să voteze și primarul ăla numai de la întorsura că a bătut Dumnezeu, da? Iar eu, a doua variantă, să te duci și când vezi pe unul care cade, să-i dai o mână de ajutor. Okay. Asta este treaba societății, că dacă suntem fiecare în pula lui, atunci suntem animale. Stai un pic, suntem animale, nu mai suntem oameni. Ia par de apă și calmează-te că face AVC, Dumnezeule, și nu vreau să fac. Stai liniștit. Și nu vreau să fac audiență pe suferința ta. Fiindcă tot ai adus aminte de poziția unui în alt ierarh al Bisericii Ortodoxe, e un subiect extrem de complex, motiv pentru care vă invit la un breaking news. Iar astăzi la Templul Coral din București a avut loc o întâlnire a premierului Nicolae Ciucă cu reprezentanții cultelor religioase, în care generalul a cerut sprijinul acestora în lupta cu pandemia. Sigur, după 2 ani de zile după ce s-au închis bisericile de Paște, dar nu ne mai luăm de la atâta. Mai mult, premierul susține că până la sfârșitul anului legea certificatului COVID va fi adoptată. Haideți să-l ascultăm pe domnul Ciucă. Este un proiect care este în dezbatere, se discută cu fiecare dintre specialiști și sperăm ca într-un timp cât se poate de rezonabil să ajungem la o concluzie, să mergem în Parlament și până la sfârșitul anului să putem să avem această lege a certificatului COVID. A fost o discuție și o solicitare a reprezentanților cultelor ca cetățenii să poată să beneficieze de această libertate de a participa la slujbe fără să se impună obligativitatea deținerii certificatului verde. Am cerut sprijinul cultelor pentru a putea să salvăm cât mai multe vieți. Iar discuția a fost dacă vaccinarea este singura soluție. Și răspunsul a fost de asemenea cât se poate de ferm și de clar. Vaccinarea este o soluție, iar cea de-a doua, complementară vaccinării, este comportamentul. Iar prin comportament înțelegem respectul față de sine, respectul față de comunitate, respectul față de tot ceea ce înseamnă dorința de a salva vieți. Eu nu cred că trebuie să fim ipocriți, în primul rând, și să spunem că introducem un certificat COVID, care este un instrument de protejare al sănătății publice, iar în spatele acestui instrument de protejare al sănătății publice să dea astfel să existe un mecanism care să inducă un soi de obligativitate a vaccinării. Libertatea religioasă reprezintă unul dintre elementele de bază. Nu putem discuta doar de faptul că există, dacă vreți, acces la
magazinele de strictă necesitate. Noi credem că și accesul la serviciile religioase trebuie să țină cont de acest lucru. Iar în Orpra Sfinția sa Teodosie, domnule și domnule, a vorbit despre introducerea certificatului verde în biserici tot astăzi pentru România TV. În Orpra Sfinția sa a declarat că nu este de acord cu această măsură, iar credincioșii trebuie să fie liberi să aleagă dacă se vaccinează sau nu. Haideți să-l ascultăm și voi reveni și cu alte completări extrem de necesare. Este o perioadă în care numai restricțiile sunt la loc de cinste și libertatea este pusă la loc de necinste, ca și cum n-ar fi cel mai mare drept al nostru. Și acest certificat verde nu s-a dovedit că este izbăvitor de orice boală. Nu este un lucru lămurit. Nu pot să fiu de acord. Eu stau de vorbă cu credincioșii care se plâng câți oameni au murit de la vaccin. Și atunci este această logică să fie impus certificatul verde? Dacă ar fi verde, da. Eu m-am mai exprimat că nu e verde. E numai o teorie că e certificatul verde care te absolvă de orice boală. Nu este chiar așa. La biserică oamenii trebuie să fie liberi. Trebuie să intre oamenii la biserică. Este dreptul nostru să-i primim și dreptul nostru să ne păstrăm mai departe autonomia în biserică. Iar domnul președinte Ciolacu a spus că nu e de acord cu obligativitatea vaccinului. Ce să înțelegi? E atâta contradicție și atâta lipsă de logică. La mine vin foarte mulți creștini și toți se plâng de forțarea lor. Nu trebuie forțat omul. Întrucât există libertate eutanasierii în mai multe țări. Vreau să mor, ce mă împiedic să mor? Vreau să trăiesc în această demnitate. Eu știu că în biserici nu s-au îmbolnăvit oamenii, în afara bisericii. E, și înainte, stai un pic, gelul, nu te inflama. O astfel de poziție, interzice. Creștinismul interzice sub orice fel de ortodoxia. Și eutanasierea sunt două lucruri total diferite. Excomunică biserică până al preasfinția sa Teodosie. Până atunci țin să te anunț că, deși îmi vei replica că în general Teodosie e pe contrasens cu Patriarhul Daniel și cu poziția oficială a Bisericii Ortodoxe, astăzi a venit și un comunicat de la Sfântul Sinod, ulterior respective întâlniri, prin care Biserica Ortodoxă a anunțat prin voce aici cea mai autorizată, respectiv purtătorul de cuvânt, că nu este de acord cu introducerea certificatului verde în biserică. Și mai mult decât atât, domnule Daniel Savu, cu mulțumiri pentru răbdarea de care ați dat dovadă până acum, domnul doctor Alexandru Rafila, ministrul al Sănătății, a declarat textual că dorește introducerea bisericii la serviciile esențiale oferite populației. Da, avem o schimbare de abordare esențială în modul în care s-a pornit cu această lege a certificatului, a zis întâi verde, acum o să-i zică COVID, probabil, pentru că astăzi au fost consultate cultele. Este foarte clar că nu se mai dorește să fie o constrângere sau o obligativitate. Dar cultele nu sunt foarte happy. Se fac eforturi ca oamenii să fie convinși prin repetate apeluri, prin tot felul. De la această lege care inițial a avut două pagini, urmă au venit 40 de amendamente sau nu știu, mai multe amendamente. 120 de pagini de amendamente, mi-a spus mie ministrul Rafila în direct. Este cu totul altă abordare. De lăudat și premierul Ciucă și doctorul Rafila, ministrul Sănătății, că încearcă să găsească soluții, cel puțin au chemat cultele și încearcă să nu impună credincioșilor să aibă certificat verde când intră în biserică. Deocamdată noi nu avem nicio lege adoptată. Intru și eu în discuția noastră că certificatul verde va rămâne valabil în toată Europa, probabil și în România. Românii care vor să circule oriunde vor trebui să aibă acest certificat verde. Acest certificat COVID, încerc eu să înțeleg, este altceva care se va referi la accesul strict în România în diverse locuri. Mă rog, și la buncă și vorba, peste tot. Vorba domnului Chiriac, suntem mai original decât originalul. Noi facem mai multe tipuri. Păi pentru că am avut și aceste reacții. În alte țări
premierii au avut reacții foarte dure. Nu vreau să repet, eu aici ce a spus premierul Olandei despre cei care se opun. Au spus niște lucruri foarte dure premierii în Europa. Pe unii au și captit. Noi suntem o țară europeană până la urmă, că suntem în toată lumea asta. Dom'le, e o luptă cu pandemia. Chiar vrem noi să ni se pară că să fim lăsați să avem toate libertățile când pe peste tot se iau niște... Tu ai vorbit despre rolul statului. Păi toate statele și-au luat măsuri. Noi nu încercăm să facem și noi ceva. Încercăm doar să lăsăm la liber totul. România la liber să vedem dacă era... O să discutăm și despre la un moment dat pe locul 1. La numărul de morți, la mii de locuitori. Eram, uite fost... că nu mai suntem. Păi am fost pe locul 1 mondial, păi așa se întâmplă. Au fost și indienii pe locul 1 mondial. A avut mulți lideri tragedia asta. Domnul Vișan, că te văd indignat de spusele în al preasfinției sale Teodosie, pe care tu de altfel l-ai susținut în toată această. Dar s-au bolnăvit, să știi, Victor, și oameni în biserică. Și doar asta pe eutanasia și politica. Îl cheamă Daniel, dacă în alt... Nu, pă, Daniel e prea fericit, domnul Chiriac. Nu sunteți la curent cu... Credeam că te... În al preasfinția sa e Teodosie, prea fericitul e Daniel. Prea fericitul Daniel și e unul singur. Și e unul singur mult prea fericit. Domnul Vișe. Este evident. Da. Așa, mă întorc la tine. Deci, dincolo de poziția radicală în al preasfinției sale Teodosie, și nu e prima de acest gen pe care o are, cu toată dragostea, repet, în ciuda vaccinării patriarhului Daniel, în ciuda apelurilor făcute la credincioși să ceară ascultare la doctor, sau nu știu să spun, terminologia de specialitate, poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române după întâlnirea de astăzi a fost că nu e de acord cu introducerea certificatului verde în biserică. Și Bisericii Ortodoxe Române i s-a alăturat și cultul baptist, suficient de numeros până nordul țării, dacă nu greșesc eu foarte tare, care de asemenea, prin, nu știu, prea fericitul lor, habar n-am cum eu zice, că acum nu-i știu pe chiar pe toți, a spus același lucru. Libertate totală pentru enoriași. Și poziția mea e aceeași. Am scris, nu pot să scriu ceva înainte de întâlnire. Și atunci? Aici, Victor, aici e o chestiune foarte, foarte delicată. Și o să spun de ce. E delicată toată țara. Pentru atacul neomarxist din ultimii 10 ani de zile în lume, acest tip de atac neomarxist, asta e un compromis, dacă vrei. Da. Un compromis al statului cu biserica. Și o decizie politică, a subliniat-o domnul Rafila în repetate rânduri, nu medicală. Da, e o decizie politică, nu este o decizie medicală. Păi da. Da, da, virusul nu ține cont de politică. Sper perfect de acord cu tine, dar în momentul în care ai luat măsura interzicerii accesului creștinilor de Paște acum 2 ani de zile, da? O măsură total disproporționată față de... Așa e, noi nu știam atunci. Noi credeam că murim toți în casă sau știi că ieșai afară din casă puțin și ziceai, bă, e virus, știi, așa, deci era cumplit, da? Ne-a adus lumina, ca să zic așa, jandarmul și cu administratorul blocului. S-au bucurat atunci cei care, mă rog, lovesc în, sau neomarxiștii, ca să fiu de așa, iar acest tip de abordare de acum 2 ani de zile, practic, a dus la fenomenul nevaccinării de acum. Pentru că o să vezi că cei care sunt antivacciniști umblă cu steagul, ei sunt cei mai patrioți, ei sunt împotriva globaliștilor, ei sunt naționaliști, ei sunt creștini, doar ei. Cei care ne vaccinăm, noi suntem dușmanii, Belzebut și așa mai departe, și globaliști și neomarxiști. Adică, această tâmpenie pe care a făcut-o statul în urmă cu un an și mai mult timp, știi, bă, mai zice cineva de Vela, că eu de-aia m-am dus la Reșița să-l caut pe Vela. Și l-ai găsit? Nu, am găsit orașul lui Vela, Reșița, că e la, el la partid, în care nu era un steag. Un steag, Victore, băi, un steag al tricolor pe... Țin să te anunț că nici în sectorul 2 al capitalei nu erau steaguri de ziua națională a României. Neomarxiștii au ca temă tot ce înseamnă național, creștin și așa mai departe, la o parte. Să nu ne mai mirăm... Păi și atunci mai suiți-vă voi cu picioarele pe Teodosie ca să le faceți culoar neomarxiștilor despre care vorbești. Teodosie a făcut o singură greșeală, aia cu eutanasia, ascultă-mă. Da? O tâmpenie din, mai mare din gura unui preot, n-am auzit decât dacă ar fi susținut avortul cu toată puterea lui și la 9 luni, eventual. Da? Adică în lume această dezbatere a noi ca și popor ortodox, dacă orice referendum nu o să fim de acord cu eutanasia. Oi,
un preot să spună, un înalt prelat să spună lucrul ăsta, mie mi se pare că deja face prea multă politică. Și povestea asta, a spus domnul președinte Ciolacu. Păi bă, sunt vreo 4 președinți, 5, păi Ciolacu, el ți-a dat un Câțu. Dar de ce n-a spus, a spus domnul președinte Câțu? Sau a spus domnul președinte Simion? Pentru că l-a văzut pe Ciolacu aseară la mine în emisiune și pentru că i s-a solicitat un punct putea de vedere domnul președinte PSD. Putea să spună domnul președinte al PSD. Încă o dată, Victor, preotul este chemat la pace. Nu este chemat la război, suntem nebuni. Da, tu ai... Dacă preoțimea caere lumea, ne ducem la Balamuc. Tu, dacă Teodosie, în preasfinția sa, vrea să ne încaiere, ne încaiere. Cam câte războaie pe lumea asta s-au pornit în numele crucii, ale islamului, ale ce vrei tu? Păi dacă Teodosie, în preasfinția sa, este făcut și are funcție acolo și de-aia la face la biserică, da, să ne încaiere, să spună, eu sunt omul războiului și vreau să-i încaier pe ăștia. Ok, treaba lui. Eu nu cred că a spus la un moment dat o minciună. Victore, cât e el de prelat, așa? A spus așa. Vin la mine credincioși, uite, sună-l să intre în direct acum cu mine. Da, m-am auzit ce a spus. Nu, a spus altceva. A spus, mie îmi spun credincioșii, da, că mor mulți, au murit și mor mulți. Păi care și eu spune-mă de unde știi tu că nu-i spun. În alt preasfinția ta, poți să ne spui și nouă, cu toată umilința, câți au murit dintre cei care se vaccinați, de care știi dumneata? Dumneavoastră, de care știți dumneavoastră, în ce scuze? Păi, pentru că mie mi se pare... Doar șase. Ca un preot să spună o asemenea tâmpenie. De ce? Dar poate îl spune în Oriași, mă. Păi să iasă să spună. Dom'le, eu știu că după vaccin au murit în România, nu știu, din 8 milioane de vaccinați... Bă, ți-am mai zis odată... Ți-am mai zis acum 2 săptămâni că virusul nu intră în Sfântul Altar și în Sfântul Potir. Și bine, nici aia n-a fost bine. Acum când îți spune că au zis niște enoriași că au murit niște oameni, nu e bine. Dar câți au murit? Dar ce-i mai contabilul morților? Ce e? Păi el a spus asta, nu eu. El a spus-o cu gura lui, nu eu. Că i-au spus lui creștinii, și el îi crede, da, credincioșii, că au murit foarte mulți după vaccin. Asta știi ce înseamnă? Asta este o politică strict antivaccin. Și eu vreau și-l întreb public să-mi spună și mie acum în această emisiune, până la ora 23, poate sună să spună, telespectator, nu mie, da, că nu sunt eu Gheorghe, mă cheamă Gheorghe, dar nu sunt Gheorghe, dar să ne spună cât știe el în al preasfinția sa, domnia sa, în al preasfinția sa, cât știe dânsul, domnia sa, că au murit. Ok, poate ne aude, uite, să poate, da, ne aude și... Trebuie, uite, de la Margarit, să dea de mine. Uite, până când încercăm noi să-l găsim pe înalt preasfinția sa. A spus domnul Rafila că ți-au murit doar 6. 6? Extra, nu, eu nu cred. Doar 6 au murit de la vaccin. Din 8 milioane. Haideți, domnul Sam, dar nu cred. Așa a spus domnul Rafila, domnule, am văzut. Hai, nici să nu dăm în partea aia la ta. Hai, domnule, i-au spus credincioșii din alt preasfinția sa că au murit mulți. E, dar lasă-mă, da, și cu aia. Din cauza vaccinului. Lasă-mă și cu aia. Eu nu știu dacă sunt 6 sau nu. E, dar vreau să spună și cât știe domnul în al preasfinția sa. Bine, în al preasfinția voastră. Vă roagă domnul Gelu Vișen să vă bateți în cifre cu domnul Rafila, da, până atunci breaking news. Aveți imagini, domnilor și domnilor, cu sosirea aeronavei Tarom, care a adus, era să zic, refugiații din Maroc, românii nefericiți pe care i-a prins valul 5, omicronul sau ce vreți dumneavoastră pe continentul african. În această seară vorbim despre cei trimiși acasă, repet, prin intervenția statului român din regatul Marocului. Cristina Mihăilescu e în direct alături de noi și are și amănunte privind de această operațiune. Bună seara, Cristina! Bună seara, Victor, bun găsit tuturor. Într-adevăr, în această seară, 122 de cetățeni români au ajuns în capitală după ce timp de 2 zile au fost blocați în Maroc. Iată că autoritățile din Maroc au decis să închidă granițele și să anuleze toate zborurile din cauza situației pandemice în care ne aflăm, deși țara este în acest moment în zonă verde. 2 zile au stat acolo până guvernul României a decis să intervină pentru repatrierea acestora. S-a trimis o aeronavă la Marrakech, de acolo de unde au decolat cei 122 de români și în această seară, în jurul orei 19:30, au aterizat pe aeroportul Henri Coandă din capitală, au fost testați PCR imediat ce au aterizat, vor sta în izolare până în momentul în care rezultatele testelor vor veni și în cazul în care se va observa că există persoane infectate, atunci acestea vor fi internate de urgență în unitățile spitalicești și vor fi continuate analizele de laborator pentru că medicii vor să vadă ce tulpină au contactat. Dacă este vorba despre varianta Omicron de care spuneai tu puțin mai devreme, pentru că este mult mai periculoasă decât
varianta Delta. Îmi spuneau oamenii că au avut parte de ajutor din partea ambasadei României la Rabat, că lucrurile au decurs în regulă, că zborul a fost unul foarte ușor și că le mulțumesc autorităților că au intervenit. Însă spuneau aceștia că sunt cetățeni din alte țări care momentan nu au primit ajutor din partea ambasadelor și încă se află blocați în Maroc. Reamintim că în urmă cu puțin timp doi cetățeni români care s-au întors din Africa au fost testați pozitiv pentru virusul SARS-CoV-2 și medicii se tem ca nu cumva aceștia să fi contactat tulpina Omicron. Sunt suspectați în acest moment că au contactat această tulpină. Se așteaptă rezultatele testelor de laborator. Cei doi sunt vaccinați, se simt foarte bine în acest moment și nu au alte simptome. Numărul infectărilor cu coronavirus scade considerabil, dar restricțiile rămân în vigoare. Autoritățile au prelungit din nou starea de alertă, magazinele au în continuare program redus de funcționare, deși suntem în plin sezon al cumpărăturilor de iarnă. Și restaurantele se regăsesc în aceeași situație. Bianca Chivu are mai multe detalii. Bună seara, Bianca, te ascult! Bună seara, Victor, bun găsit tuturor! Astăzi au fost înregistrate puțin peste 1100 de cazuri noi, în 24 de ore, atenție! Ratele de infectare au scăzut semnificativ în mai toate județele din țară și, spre exemplu, în București am ajuns la 1,7 la 1000 de locuitori cu doar, atenție, 31 de cazuri raportate în ultimele 24 de ore. O situație mult mai bună în comparație cu acum două luni, spre exemplu, sau în comparație cu perioada verii. Autoritățile totuși au decis să păstreze restricțiile în vigoare. Spre exemplu, prefecta Capitalei a decis că, până în momentul în care nu va fi o hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, va păstra măsurile restrictive în continuare în vigoare în capitală, pentru că suntem amenințați de valul 5 al pandemiei. Autoritățile continuă să prelungească și stările de alertă. Odată la 30 de zile suntem anunțați că starea de alertă rămâne în vigoare pentru încă 30 de zile. Asta chiar dacă în momentul în care s-a instituit pentru prima dată stare de alertă în România, aveam mult mai multe cazuri în comparație cu ziua de azi. Vă reamintesc, 1100 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Și în tot acest context, cine sunt afectați? În primul rând, comercianții, pentru că magazinele au în continuare program redus. Așa se întâmplă și cu restaurantele, care trebuie să verifice certificatele verzi tuturor clienților la intrare și, de asemenea, trebuie să închidă la ora 21, iar oamenii trebuie să intre și ei în case mult mai devreme, doar cei vaccinați pot continua să circule după ora stabilită de autorități. Așadar, restricțiile rămân în continuare în vigoare, autoritățile prelungesc în continuare starea de alertă, deși noi avem un număr semnificativ mai scăzut de cazuri de infectare. Mulțumesc mult, Bianca, și dacă nu știați, Capitala are și un prefect, o viețuitoare care grește destul de rar, se numește Alexandra Văcaru, din câte am înțeles, care a emis și domnia sa cu greu o opinie pe această temă. Hai să o ascultăm. În ceea ce privește măsurile restrictive stabilite prin hotărârea de guvern, având în vedere că acestea se aplică indiferent de rata de infectare, așteptăm să vedem ce se va întâmpla la nivel guvernamental, dacă vor fi modificate printr-o nouă hotărâre de guvern. Până atunci, la nivelul municipiului București, nu se modifică nimic cu privire la restricții. Este exclusiv în competența guvernului de a reglementa orice modificare prin hotărâre de guvern. Domnul Pieranu, mi se pare mie sau suntem ca în aia cu drobul de sare, așteptăm să cadă? Nu mai sunt multe infectări, ATI-urile nu mai sunt pline, nu mai moare lumea pe capete, dar noi rămânem pe restricții că poate vine valul 5 și ne prinde nepregătiți. După ce ne-am fript cu toată toamna și toată vara acestui an, ne-a găsit rigoara iarna. Un pic. Ne-a găsit rigoara iarna în avans. În avans, că vine în ianuarie. Dar am citit că s-a dat drumul la școli, pe 10 încep școlile, nu pe 3. Așa. Deci nu mai recuperăm. Era discuția să recuperăm o săptămână de școală. Hai mă, termină cu prostii. Dar nu, cred că asta, școala e ultima noastră preocupare. În general, școala e ultima preocupare exact. În România. Începe școala pe 10 să aibă copiii să umple toată Valea Prahovei, că știi foarte bine, la schi, la nu știu ce. Și când ne toarcem la școală, o închidem. Da? Exact. Deci suntem, oricum suntem într-o vacanță permanentă. Băi, dar tu mă poți lămuri pe mine de rațiunea de a prelungi restricțiile în contextul în care situația epidemiologică
nu o impune? Nu e nicio rațiune. E perioada de tranziție. Vechea putere predă și puterea nouă ca să nu se trezească cu cartoful fierbinte. Au mai amână. Și te întreb eu un lucru acum. Și e valabilă și pentru domnul Chiriac întrebarea. O ținei pe restricție, așa? Cu lume încurcată, lumea habar n-are dacă poți să facă revelion, unde poți să le facă, în vreun birt, nu mai contează, să dea dracu toată lumea faliment, să fie fericiți numai epidemiologii în țara românească. Am înțeles nobilul comandament, subscriu. Mă, și dacă o țin ei din restricție în restricție, așa, și nu scad nimic, și suntem drastici, suntem fermi, mă, și în ianuarie ne pleznește valul 5 rău de tot, mai au vreo scuză? Răspunsul scurt e nu. Că au zis că le țin ca să se pregătească de valul 5. Dacă te aduci aminte, ne-au mai băgat două luni în casă să se pregătească de valul 2 și ne-a doborât valul 2. Răspunsul scurt e nu. Răspunsul lung este deja am sentimentul că vine peste noi. Dacă cumva ai circulat prin București, dacă presupun că e toată țara la fel astăzi, făceai de la Casa Scântei până la Arcul de Triumf o oră, da, pe la prânz așa. Deci suntem blocați cu totul, toată lumea e pe stradă, nu mai muncește nimeni. Gheorlăiala e mare și cu siguranță ne lovim ori cu o reminiscență a valului 4, asta da, până vine valul 5. Deci eu, de punctul meu de vedere... Eu zic, domnul Chiriac, să închidem de la 6 tot, la noi prea târziu. Dom'le, nu e în regulă nici asta, mai ales că în Gheorlăiala e mai mare în magazine acum, că toată lumea s-a repezit să cumpere de căpat. Poate că are și motive așa lumea să se repeadă. Da, domne, n-a spus nimeni, dar lasă magazinele toată noaptea, cum erau supermarketurile odinioară pe partea asta. Deci, ca să... Și ce mi-a spus mie un șofer de Uber sau de Bolt, nici nu mai știu care, domnul Chiriac, ăsta e regimul politic care a închis la non-stop. Da, este. Și nu e în regulă chestiunea asta. Pe de altă parte, restricțiile trebuie păstrate. Și ce îmi spuneți acum? Păi, fiindcă trebuie să opresc în gheorlăiala. Deci, dacă minimum de restricții, România n-a avut restricții, iar vestea cea mai proastă mi-ați dat-o acum, așa, când mi-ați spus că școala nu începe pe 3 ianuarie, ci pe 10. Că dânsul e din clasa 4, 04 începe 10, dar tot aia e. Domnul Chiriac, dar am și o veste bună, domne, pentru că la PNL sunt oameni demni și fermi. Breaking news, să vedeți acum adevăratul liberal care sfidează onor conducerea. Concert și focuri de artificii în noaptea de Revelion, în municipiul Bistrița-Năsăud, primarul Ioan Turc se gândește să sfideze restricțiile impuse de pandemie și să permită chiar și accesul celor nevaccinați la spectacol. Colegul meu, Mircea Sime, ne spune mai multe și ne dă vestea luminoasă. Bună seara, Mircea! Bun găsit! Primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc, a anunțat astăzi că va organiza un concert de revelion urmat de un foc de artificii, așa cum se întâmpla înainte de pandemie, și de asemenea că va mai organiza un concert la târgul de Crăciun, pe care îl va deschide chiar înainte de Crăciun. Ce a mai spus acesta este faptul că toți cei care vor dori să participe la aceste evenimente nu vor avea nevoie de acel certificat verde pe care știm cu toții că ne trebuie în momentul în care vrem să mergem, spre exemplu, la Târgul de Crăciun din București sau cel din Cluj sau din alte orașe ale țării. Primarul asigură că și în acest caz totul se va face cu respectarea regulilor în vigoare. Mulțumesc mult, Mircea! Domnul Chiriac, mergem la revenim la Bistrița, că acolo e pe Barul Săneală. E pe Barul Săneală, dar pun și o întrebare. Oamenii care se vor infecta, că vrei să primească el și nevaccinații, și tratamentul lor medical, la cine scapă, va fi achitat de domnul primar din buzunarul propriu? Nu, va fi achitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la care oamenii ei plătesc în fiecare lună birul. Tot la liberali. Deci un liberal, că el va fi la Casa de Asigurări de Sănătate, plătește unui primar liberal daunele. Deci, care e diferența cu festivalurile de astă vară? Păi, care e diferența cu festivalul și a fost în regulă, Dane, festivalul, da, păi și a tot, și ăsta, saga festivalului, saga, să te dă o asigurări atunci că totul, păi toată lumea respectă orice. A fost în regulă că imediat de la 1 octombrie după festivalul am avut 500 de moșturi. Îți 600 de oameni pe zi.
Păi da, 5-600 de oameni pe zi după festivaluri. Domnul Chiriac, după congres, vă rog să fiți să vă anunț că domnul congres. Primar turc reprezintă partidul care a organizat în plin Val 4 un congres cu 5.000 de oameni și al cărui părinte spiritual a participat fără mască în mijlocul mulțimii și nu l-a amendat miliția că n-a simțit organul. De acord. Deci sunteți cu toții de acord cu președintele Iohannis, cu mine în frunte, da? Ca să spun așa, cu statul eșuat. Un exact. Primar care face așa ceva arată că e vorba despre un stat eșuat. Da, eu am eșuat. O întrebare. Un deci stat nu, ai eșuat... măsurile, nu ai măsurile medico-sanitare de pe teritoriul Republicii, de pe teritoriul țării. Da, fiecare le face cum crede. Un stat eșuat, iertați-mă, domnul Savu. Un stat eșuat, nu cumva are și un președinte eșuat? Ba pe da, logică, firească. Da, părere, da. Nu, are un președinte pe care nu-l merităm. Ah, ne scuzați. E, uite cum concluzia și cetățenii și înțeleapta, domnului Chiriac, doamnelor și domnilor, vă invit să luăm împreună o scurtă pauză, după care revenim la fel de spectaculos și vă voi prezenta noi dezvăluiri cutremurătoare. O nouă anchetă devastatoare pentru stăpânul pandemiei, caracatița din spatele marilor tunuri ale pandemiei. Schema manevrei pentru sifonarea milioanelor de euro și legătura dintre ONG-urile prin care au dispărut banii. Veți vedea documentele bombă pe care Arafat le vrea dispărute și revoltă generală pe manevra aberantă a neomarxiștilor. Scandal național. Ce puseseră la cale adepții resetării? Cum au vrut ei să ne interzică cea mai importantă sărbătoare religioasă? Nu mai au nicio limită și lansează o nouă bătaie de joc marca rezist. Discutăm și despre batjocura primarului care și-a lăsat orașul deliberat fără apă caldă. N-are bani de căldură, dar dă mii de euro de adura pe geam. Document de maximă importanță ajuns pe masa guvernului. Generalul premier dă acum dispozițiile de urgență. Cum împarte guvernul miliardele? Ce fac cu banii? Cum se vor acoperi cele mai mari găuri din buget? Totul în doar câteva momente, unde fac dezvăluiri în premier.